Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la bordul embarcațiunii! Astăzi este o zi foarte specială, deoarece vom face tipul de oameni pe tren. Iar acum vom merge așa puțin pe tren și vom căuta o tânără domnișoară care vrea să participe la glasurile mele spirituale. Miroase păpușică pe aici. Bună! N-am voie să mă prezint. M-am născut între Carpați, la pale de munte, dintr-o mamă și cinci frați. Nai, 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 nai. Și n-ai vrea să-ți prezint căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Ce zici, vii? Alo, da. Îmi pare rău, uite, acum sunt pe drum, vin în Atlant. Într-o jumătate de oră, cam așa. Îmi pare foarte rău. Nu mi-a mult. Bine, te pup, pa. Pa, pa. Momentan merge bine, mi-am amintește de CFR. Așa, da, la viteza asta e cât de cât bine. Băi, parcă simt inima așa în piept. Parcă merge și mai... Dar ia, ăștia n-au centură. Dar ce n-a spus aia să ne punem măștile de oxigen? Pentru că nu ne trebuie, nu o să ne... nu o să murim, stai liniștit. Și când ajungem aplaudăm? Nu, nu trebuie să aplauzi. Cât avem? 180? Stai mă, iubitul, că nu-i nimic, nici măcar nu se simte viteza. 190, 200. Wow, zăpăzică, ce drăguț, zăpadă, uite, copaci, un copac, doi copaci, trei copaci, patru copaci, cinci copaci, dar șase copaci, șapte copaci, opt copaci, nouă copaci, zece copaci. Uite și o căsuță, și o mașinuță, și partea este o mașinuță foarte frumoasă, mașinuță, da, mașinuță. În cuvântul scoate și ăsta, mă, sigur e român. Sunt sigur de asta. Bă! Bă, p***! Ești român, mă? Vas? Ești român? Bă, bulanice, ce trotinetă, mă? Bă, ești român? Bă, mă, că sigur e român asta. Ce faci, mă, frate? Bă, ce zici, mă? Bă, mă, deja mă, pe seama aici, pătă, nu vorbesc cu nimeni chiar acum. Bă, 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 stai, mă, pobiau, mă, ușor, mă, ce mă e cu germa? Știu că ești român și așa fac românii ăștia, când sunt aici, ajungi gata, frate, și-a uitat limba. Hai, mă, zi, ce mai faci, care... Bă, frate, nu mă faci idiot, că eu știu că tu ești român, se vede după tine. Ești românaș. Nu mă, frate, tu vorbești... Nu mă, bă, eu nu te înțeleg ce spui. Da, mă, așa o fi, cum zici. Este română, voi sunt mai îngheltaș, ești mai îngheltaș și pe dia. Da, mă, da, ești nebun. A, stai, mă, ce zici? Ce, mă? Ce, ți-ai pierdut ceva? Ce ai, amice? Ți-e rău? Tu? Țapțara? Nu, 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 eu nu-s din ăla, mă. Tu m-ar fi țapțara? Nu, 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 eu sunt cu minte. Ah.
așa frumos să circul cu trenul, de jos pe Leoniga. Poți să vezi contrastul ăsta de zăpadă. E absolut minunat. Oh, uite un iepuraș. Uite iepuraș. Doamne, ce frumos e iepuraș. Oh, uite o caprioară. Poți să vezi de tot aici. Foarte frumos. Uite aici, lângă această doamnă, este liber. Bună! Mersi! Oh, bă, ce obosit sunt, oameni, ce zi extenuat! Din nou am muncit astăzi foarte mult, sunt foarte obosit astăzi. Ce bine că am pe cineva cu cine să vorbesc acum, să mai mă descarc și eu. Sunt nevorbit în fiecare zi cu mașinile, stau singur acolo și nu am cu cine vorbi. Totul a devenit așa monoton, în fiecare zi fac aceleași lucruri, nu mai pot. Dar să știi că viața de mecanic nu este deloc una ușoară. Da, și nu știu, am nevoie de o femeie care să știe să mă gătească, care să mă îngrijească, să mă iubească necondiționat. De asta am eu nevoie. M-am și încălzit de când vorbesc. Am nevoie de oameni în viața mea care să mă ajute să mă autodepășesc. Mă înțelegi? Acum depinde doar de tine. Ești de acord, da sau nu? Să fii partea mea, jumătatea mea. Ești de acord? Da. Mă bucur atunci. Bravo. Bravo. Așa vreau. Vreau să-mi fie alături pentru tot restul vieții până când moartea ne va despărți. E liber? Nu. S-a prins. Stai tu liniștit. E? Ești mulțumit? E de ajuns?